În Republica Moldova se atestă o creștere a numărului copiilor diagnosticați cu boala gură-mână-picior, care este o infecție virală acută cauzată de virusul Coxsackie A16, ce face parte din familia de virusuri denumite non-polioenterovirus. Boala se poate manifesta atât la adulți cât și la copii, însă cel mai frecvent apare la micuții cu vârsta de până la 5 ani. Specialiștii în tratarea bolilor contagioase menționează că nu există un tratament specific contra acestei boli, fiind tratată după simptomele pe care le manifestă fiecare pacient în parte. Revenită recent acasă din Franța pentru 2 luni, Mariana Moroi împreună cu copilul său de 2 ani au petrecut majoritatea vacanței în spital. Auzise de enterovirus, dar nu și de boala gură-mână-picior, până nu ajunsese să fie internată cu micuțul său, după ce copilul manifestase o temperatură ridicată a corpului. După surprinderea mea, eu am auzit tare mult de acest virus, pe internet vorbesc mamele, m-am uitat așa sceptic la toate astea, dar vă spun sincer, când noi am venit, saloanele erau pline. Și toți copiii dau o formă diferită. La noi au fost bubițele doar în gât, năsuc, nu pe corp. Și suntem bine deja, sper azi să plecăm acasă. Boala gură-mână-picior este o infecție provocată de enterovirusuri. Afectează în general sugarii și copiii mai mici de 5 ani, însă poate să apară și la copiii mai mari, dar și la adulți. Perioada de incubație este de 3-6 zile. Primul semn al bolii este febra, apoi apar leziuni ulcerative în gură cu durere în gât, scăderea apetitului și modificarea stării generale. După aproximativ 2 zile apar erupțiile viziculoase. Boala se tratează în 7-10 zile. Este o boală autolimitată, adică organismul reușește singur să neutralizeze virusul. După vindecare, copilul rămâne cu imunitate împotriva virusului, dar asta nu înseamnă că nu poate să mai contracteze boala, care se poate repeta sub forma unei noi infecții. Specialiștii în sănătate menționează că în ultimul timp în țara noastră se atestă o creștere a numărului de copii infectați. Aceștia contactează boala pe mai multe căi, care uneori sunt neglijate de părinți. Se transmite maladia atât pe cale aerogenă, cât și prin mecanismul fecal-oral, adică și la contactul cu persoanele apropiate și la contactul cu obiectele contaminate, și prin intermediul mâinilor murdare și prin intermediul apei care conține agentul cauzal sau chiar prin intermediul unor alimente. Potrivit specialiștilor, deocamdată nu există un tratament specific pentru boala gură-mână-picior. Maladia se tratează în baza simptomelor pe care le acuză copiii. În comparație cu anul trecut, în care nu au fost pacienți diagnosticați cu infecția enterovirus, anul acesta este unul dificil, mai spun medicii, deoarece numărul de adresări este unul sporit, începând cu luna iulie, care este o perioadă obișnuită a creșterii enterovirozelor. În acest an, majoritatea copiilor afectați de perioada enterovirozelor au manifestat sindromul gură-mână-picior și herpangina, mai spun specialiștii.